My name is Christina. I'm 20 years old. I'm from Estonia. I came here to get a tattoo because it was on my to-do list. I have like 10 goals that I wanted to do in Romania, and right now 9 of them are done. I still have to do paragliding. It's like skydiving. I chose this tattoo because it symbolizes strength for me. It symbolizes that I had a lot of difficulties in my past, but I managed to leave them behind me. And so I searched something that I can do on my back and to remind me how strong I can be. La 19. Do mio fratello liceo e l'ho 2009. Din 2008 lucrez în salon. Contează foarte mult tatuajul care îl faci să te relaxezi și clientul care îl ai. Dacă ai un client foarte dificil care trebuie să te șezeze ori matrița, sau să un milimetru mai jos, sau... Atunci lasă-mă când vreau să te relaxezi. Dar în principiu am noroc. Începem? Nu văd făcând altceva, pentru că și chiar este o chestie de viitor și o artă, știi, deci nu neapărat, poate nu o să fac chiar, știi, acum ai vârful scenei, toată lumea are tatuaje, pe la televizor, tot și reclamă și la televizor și toată lumea are tatuaje. Nu tot timpul va fi așa. Rămâne și perioada așa, care să rămână acum, în care încă de vă își doresc. Ai văzut și dacă ești foarte șteptul pe stradă, sunt foarte mulți mârlani care... Dar nu cred că... Probabil că merg să-mi iasă în jean, ne facem analizele obligatorii, bag așa cu fa. Ai tatuaj, nu te doară, nu te doară. Da. Nu prea am timp să fac mare lucru. În teorie mi-aș dori foarte mult să pitez mai mult. Hobby-uri nu prea. Mă vezi foarte agitată, nu am timp de hobby-uri. Dar... Nu știu, să călătoresc. De am noroc cu jobul meu, că pot să călătoresc foarte mult la convenții de tatuaje. Mai important decât premii, m-am simțit foarte bine când am fost chemată în juriu. Da, deci am fost în juriu până acum la Bruxelles. A fost cea mai mare convenție, la care am fost eu în juriu. Niște artiști foarte, foarte tari. Mannheim, o să în juriu Karlsruhe. Și-mi place foarte mult chestia asta. Mai am premiu la premii la Pink Explosion, la București am luat un premiu. Cred că am fost până acum gen la 10 comenzi pe an, măcar și o medie. Cam în toată Europa. Acolo apar cele mai noi mașini, cele mai noi alții de tehnologie acolo fără. Atunci e foarte important să evoluezi în orice job ai. Uite, da!